¿Cómo? Que se tiene una nota de mesa. ¿Cómo lo crees, mesa? Dici ce se pare că e bine. Diferit de atâtea lucruri ele. Exact în perioada asta de adolescență. Diferit prin ce? Prin boală? Și am învățat atâtea lucruri. Ce minunat. Da. Am înțeles și în sfârșit. Și cu lumea asta. Am bucur tare mult. Dacă nu era bolă, erai mai săracă? Nu, mai să... Da. Sigur eram altfel. Încă era mai șmecher, mai... Mă pas mult mai mult de ceilalți. Și vreau să mă gândesc mereu la ce îmi suferință. Niciodată n-am înțeles pe cei care au spus că în suferință au câștigat foarte mult. Nicio. Na. Știi cum e după da, război. Chiar e minunat. Nicio nu. Dar fără credință? E mult, da. Fără credință e... Nu. Nu putem trece... Și ieri când m-am supărat pe mama, am zis că mi-a zis Roxana să mă rog, ei mă rog și fai că dacă mă rog crezi că o să mă... Și m-am simțit. E poate atât de rău după aia că m-am supărat pe mama. Nu e minunat, tata. Lucrează Dumnezeu credința asta, vezi, harului. Mulțumesc, și atâta oameni care se roagă acum și lăsa prieteni, știi oameni când, dragi. Știi când ți-o zis la Viena, doctorul la un coloc, ai să-ți faci o grămadă de prieteni? Da. Tot așa am zis că e, zic, o, da, o mângâie așa pe Teodora, dar chiar așa a fost. Ai descoperit o altă lume în lumea asta. Nu, comentarii. Doresc tare mult să ajut și eu să fac copii fericiți. Și în jurnal de spital tot asta am scris. Vreau să fac. Deci boala este binecuvântare, nu e... E greu. Dacă ai pe Dumnezeu și... Dar fără e foarte greu. Fără imposibil, fără. Imposibil. Ajunge așa, se disperi. Gândești că nu mai e nicio. Dacă știi că ai veșnicie așa, că mai ai ceva de făcut după. Că merită. Deci crezi că erai altfel fără boală? Da. Sigur. Și o să fiu altfel acum. Cum? Și o să fiu altfel acum, după. Să încerc. Uite și tu. E minunea asta. Ți-am zis eu. Dar zice că nu ne lasă Dumnezeu. Ți-am spus. Din momentul în care ți-o spus la Viena că nu este operabil, momentul în care ar fi trebuit să mă simt rău și foarte groaznic, am avut o pace așa în linie și i-am zis doctorului pe aia. Zic, nu-i nimic, va lucra Dumnezeu, înseamnă, nu-i voia lui. Și nu e cât de operat. Și apoi când te-am văzut și pe tine, când mă gândesc și la tine acum, că dacă
îți voi spune și... Dar tu ai fost așa de bucuroasă că ai scăpat de operație încât m-am gândit atunci, zic, asta e numai lucrarea lui Dumnezeu. Și după aia iar mi s-a părut așa foarte interesant că mi-a spus că... Am simțit de foarte multe ori cum ar fi, că nu mai puteam deloc. Și când stăteam atunci în scaun, numai în scaun, chiar nu mai puteam deloc. Și a fost un fir roșu, ți-am zis. Faptul că, în primul rând, mintea nu ți-a scos vertebra de la spate și a considerat să-ți facă un procedeu mult mai fin decât ăla. Pentru că dacă o scotea acum, tumora bușea prin operația aia. Faptul că ai terminat cu bine clasa noua, a fost o minune. Faptul că am găsit tratamentele astea alternative care te-au ajutat să treci peste dureri. Cât e minunat, Doamne! Dacă... Eu chiar aveam dureri imense, fără pastile. Îmi durea tare. Au fost multe jaloane așa în care mereu am simțit mâna lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat să greșim în drumul ăsta, să nu facem ceva care să îți fi mai rău, deși aparent era un bine la timpul, la vremea aia. Și patul ăsta, cum a fost aici supraetajat, te poți agăța mereu. Cu, dublu jos, cu de ca să încap și tu. Ce puteai să faci dacă nu te agățai să te-mi poți fi putut mișca? Și mama finilor a apărut așa cu puterea ei care a avut-o de a-ți face rost de tratamente peste tot într-un timp atât de scurt. Foarte mult a ajutat lucrul ăsta. A fost de la Dumnezeu venit. Am primit foarte multe semnale mici, dar nu ți le-am mai spus. Semnale? De unde? De la Dumnezeu. Da? Da. Când mă gândeam la cineva care mi-era, de exemplu, așa, o chestie mică, cineva de care chiar mi-era dor să-mi vorbească, atunci îmi scria. Sau multe, multe chestii. Dacă îmi doream să văd cineva, venea. Așa-i? Păi s-a întâmplat atunci cu Sihla, cu părintele, când ai spus de seara că ți-i dor de peisaj la Sihla. Exact, nu multe de astea s-a întâmplat. S-a întâmplat multe de astea, nu? Păi să, nu, să le scrii, să nu le uiți. Să le pui. Și poza aia pe care am găsit-o cu lunile anului și la mai scria nemuriri și la septembrie vindecare. Cum? De asta nu știu. Ce poze? S-a spus eu. Eu dădeam pe Facebook așa în jos. Așa. Și după aia... De astea poze, cu unele anului și cu chestii. Așa. Și n-am mai scria nemurire, că eu sunt mai. Și septembrie scria vindecare. Dumnezeu înseamnă și prin asta, nu? Și prietenii noștri de la București, Marius și Roxana, care au venit la tine să... Ce minunată lucra Dumnezeu. Când simțeam că nu mai avem nicio putere, nici atunci se schimbau iar lucrurile, iar și tot așa. Simțeam că nu mai puteam sta deloc pe parte, în pat, tare greu. A fost la Dumnezeu să te ferească de un rău mai mare și probabil, sau de vreo cădere a tinereții. Și să-mi îndreptez să-i... să mă ajut să-mi găsesc drumul. Înainte. Știi ce ai de făcut de acum, nu? Da. Și nu vreau să uit niciodată. Asta va fi foarte greu, să știi. Omul, după ce termină cu necazul,
să ușor, ușor, dacă nu stă în mijlocul necazurilor altora și nu își reactivează sentimentele lui și neputințele lui prin alții, omul uită necazul care l-a avut el. Și e posibil să... Continu, dar dacă tu ai să faci același lucru pentru alții care sunt în caz, crezi să vezi mereu în suferință, atunci... Nu, te aștepți. Te aștepți, nu? Deci ai simțit puterea lui Dumnezeu în tot acolo. Foarte, foarte, foarte mult. Și pe aia atât de rău tot ce am făcut în viață. Atât de rău, pare el atât de mult m-a ajutat. E rău. Dar o să fiu să mai bun. Deci ce-a fost boala asta într-un cuvânt pentru tine? Bucurie. Bucurie? Bucurie. Altfel de bucurie. Nu bucurie de asta lumească. Nu bucurie lumească, nu? E bucurie, e amestecată cu mai multe sentimente. Cu nădejde, cu credință puternică, nu? Exact. Cu cele trei virtuți, nădejde, credință și dragoste. Epis, pistis și agapis. Ți-am zis că citeam la Sfinții Închisorilor că spuneau că, sau Părinte, Sfântul Luca al Crimeei, nu? Am iubit poltimirea că mult curățește sufletul. Nici eu nu credeam, mică. Nu înțelegi dacă nu treci prin focul ăsta, prin iadul ăsta. Cum se curățește sufletul în suferință? Și nu doar un pic, mai mult trebuie. Că prima oară nu a fost mai ușor. Deci nu ajunge o suferință mică, trebuie o suferință imensă, o suferință aproape de iad, de sfârșitul. Da, știi că și mie mi-a fost teamă, că după primul hop nu ai fost așa marcată, erai... exuberant, așa, dar nu erai profund, așa, nu... Așa. Acum ne dăjdim să fie altceva. Mereu am avut nădejdea că o să fie bine. Chiar și ieri când ai făcut criza aia, ieri ai făcut o criză foarte urâtă. Cred că cea mai urâtă criză din toate crizele care ai făcut vreodată. Și atunci au intrat părintele pe ușă și am început Sfântul Masul. Și tot Sfântul Masul a făcut criza respectivă. Și atunci am vorbit. Și după Sfântul Masul, gata. Am putut să vorbesc. Ai putut să vorbesc. Mi-ai spus că nu mai vezi, mi-ai spus că nu mai poți vorbi, cât să leagă limba. Eram foarte, foarte obosită. Foarte obosită, nu? Nu mai gândeam, nu. Nu puteam să scap sentimentul ăsta de... răutate. Așa e? Simțeam că supărat pe mama, dar eu o iubesc enorm pe mama și nu vreau să fiu supărat, dar nu puteam. Și încercam și să mă rog, dar nu puteam. Eu și când ți-ai făcut testamentul ăla, că lași una altă și una altă, eu mă uitam așa, zic, o să le cumpere altele, nu le lași pe ale tale. Ți-am zis eu că ei se pățești ca Stan și Bran când spunea goodbye, goodbye, goodbye și ei nu mai plecau de pe loc. Cam așa ai făcut tu. Dar vezi cum e? Până nu trăiești iadul, nu înțelegi și raiul. Până nu trăiești Golgota, nu înțelegi și învierea. Așa e. Și-a scris... Asta a scris doamna Bia, ți-a scris. Doamna Bia? Ți-a scris ție? Nu mie. A, o scris, o postat. Că nu știi ce e iubirea, că nici nu știi ce dor, că nu... Deci, doamna Bia, mi-a scris mult. Ce-a scris ție? Da. Da? Și am dat să-mi fac o surpriză. Trebuie să fim... Deci, la toată secunda trebuie să fim pentru Dumnezeu cu lacrimă și mulțumitoare și cu Iisus în suflet. Nu... Mă schimb mult. Este de neimaginat ce
cum a lucrat Dumnezeu și pentru tine, și pentru noi, și pentru întreaga familie, și pentru cei din jur, și pentru atâta omenire. Deci înainte știam de Dumnezeu. Este Dumnezeu, dar noi. Noi suntem aici, e acolo. Care cu treaba lui. E, acum vezi că treaba lui Dumnezeu și treaba ta. Crucea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu nu ține aici. Aici, e numai Dumnezeu aici. Adică nu, nu las să mă refer. Mă refer că nimic nu-i. Tot, pe toate îl ține Dumnezeu. Tot ține Dumnezeu. Tot ține Dumnezeu, da. Ce săraci oameni. Nu indiferent la nimic asta. Asta mă refeream. Ce săraci oameni fără Dumnezeu, care resping cu Dumnezeu, că de fapt Dumnezeu ar vrea să fie toți. Dumnezeu ar vrea să inunde inimile tuturor, și o să o jertfi pentru toți, nu o să o jertfi numai pentru o parte, dar uite cât e de greu. Da, e foarte greu. Tare mi-e, Doamne, că ai născut Dumnezeu. E foarte greu. Știi ce a fost în boala asta foarte interesant la tine? Că tu, de fapt, de foarte multe ori nu te-ai plâns pe tine decât cât ai plâns pe cei din jur și ai fost așa cu inima pentru că ceilalți suferă. Tu ai suferit, cât ai suferit, dar tu ai fost așa că mama, că tata, că ăla, că ce fac eu, că uite, că sărace, că nu mai pot. Iar lucrul ăsta este determinat în prezența lui Dumnezeu în tine, a Duhului Sfânt în tine. De obicei, oamenii fără Dumnezeu în boală sunt răzvrătiți, sunt supărați pe tot, pe Dumnezeu, pe, și nu mai vor nimic. Am avut și eu, dar chiar de... Nu pot vorbi, nu pot. Chiar e minunat. De asta trebuie să trăim, cum spunea Sfântul Apostol. Și nu știu cum să-i repari pe ceilalți. E rugăciunea ta prin ceea ce au făcut și alții pentru tine. Ai văzut ce au făcut alții pentru tine? Au venit, s-au jertfit, au stat ori întregi la căpătul tău, au venit de la distanțe foarte mari, te-au ajutat cu tot ce-au putut. Doamne, Roxana, mereu. Deci nici nu știi cât îmi scrie și cum îmi scrie. Dacă și... Câtă nădejde, să am și dacă să roagă. Și Cosmin s-a transmis contra, ți-a transmis aseară. Ai primit de la antrenorul național încurajări. Și ai văzut că și tatăl i-a trecut. Nu le merită, dar simt că nu merită nimic. Nu merită nimic, dar uite că Dumnezeu, așa face Dumnezeu, mereu ne dă ceea ce nu merităm și mai mult decât merităm. Și foarte mulțumesc! Cu lacrima, rugăciune și cu nădejde. Vei avea misiuni mari pentru copiii bolnavi de cancer și pentru părinții lor. Dar cum ți-i ajutăm? Eu să scriu în jurnal tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce s-a motivat, cum ai privit tu boala și cum te-a transformat pe tine de la ceea ce erai și la ceea ce credeai despre Dumnezeu, la ceea ce trebuie să fim, de fapt, pentru Dumnezeu. Ai văzut cum spune Sfântul Apostol? Mâna noastră să fie mâna lui Hristos, piciorul nostru să fie piciorul lui Hristos, mintea noastră să fie mintea lui Hristos. Și așa am gândit mereu în boala asta când am atins de tine. Doamne, nu mâna mea, că mâna mea e tine, dar zic mâna ta să fie în mâna mea și gândul meu, gândul tău să fie în gândul meu. Și nu mai gândesc eu, ci tu să gândești în mine, să nu mai mișc eu, ci tu să mișc prin mine. Și picioarele mele care se îndreaptă spre vindicarea tău dorești, să nu fie picioarele mele, să fie picioarele tale care aleargă spre pentru vindecare și mâna mea care atinge pe Teodora să nu fie mâna mea, ci să fie mâna ta. Nu vreau să niciodată sentimentele de tata. Vom merge și vom încuraja și vom cerceta pe cei bolnavi și atunci în celălalt mereu este vezi pe tine la anumite direcții. Și este exact ca și la duhovnicie. Un duhovnic bun este cel care a cunoscut iadul și apoi s-a ridicat din păcat și a cunoscut raiul. Și atunci el când îl vede pe ucenicul, el știe la ce stadiu se află și spune, ești aici, mai ai de coborât, mai ai asta, ai ajuns, gata, de acum urci. Asta înseamnă și duhovnicie, exact ca și la boală. Și atunci ai văzut unde ai fost pomenită, dacă s-a dus să spună pomenit la Sfântul Sava de la Ierusalim, acolo erai pomenită, dacă a fost cineva să spună un pomenic la... A fost finul și-o slujit la... Pentru că trebuie să mă rog și pentru toți copiii. La Erihon, ai văzut că erai pomenit, era la proscomidii. Din Anglia au venit și mi-au zis... Am dat pomenit cu Teodora, deja era pomenită la Sfintele Altare și știau de ea.
din București, iarăși la biserici, este aleator, așa, s-au dus să dea pomenice cu tine și au spus, dar pe Teodora avem, o știm, cum să ne pomenim. Muntele Atos tot, părintele Paisii de la Schitulacu, părinții de la Sfântul Andrei, iarăși, mereu m-au întrebat despre tine, când am vorbit cu ei și au spus că te iau în rugăciune și te pomenesc. Părinții la Prodromul, iarăși, știau de tine și au spus că te pomenesc. Ai de treabă de acum? Mereu am zis, Doamne, dacă mai are ceva de făcut pe pământ, n-a să trăiască, să-și facă datoria, că nu oricine trece printr-o experiență așa puternică ca să te înțeleagă în ceea ce ești tu, în durere și în necaz. Și atunci las-o să, dacă va fi voia ta și poate să facă bine, las-o să propovăduiască și să fie un exemplu de luptă și de nădejde, că până la urmă pentru asta a fost toate, ca să întărești credința. Ți-am zis că n-ajunge o credință, nu-i de ajuns o credință simplă, trebuie credință. Ar fi groaznic dacă nu m-aș fi îmbolnăvit. Așa e? De ce crezi că ar fi fost groaznic dacă nu te-ai fi îmbolnăvit? Poate aș fi găsit mai greu drum, nu aș fi găsit deloc. Așa, chiar dacă posteai, chiar dacă te rugai, chiar dacă mergeai la biserică, tot nu erai ceea ce trebuia să fii? Uite, era simplu, era lucruri pe care le făceam așa. În virtutea inerției, nu? Lucruri obișnuite, nu. Nu știu, nu. E așa greu. Exact cum spunea Părintele Sofronie, că așa ne-am rugat și noi, că Dumnezeu nu trebuie să fie politicos, spune tot ce ai de spus, varsă-te în fața Lui. Așa ne-am rugat și noi, am zis, Doamne, Tu știi toate. Și pentru faptul ăsta, iarăși revin la firul ăla roșu, deci una, ceea ce am văzut eu așa, una, după prima încercare, nu te transformasi total, așa, să fi fost. Deci încă mai rămăsese omul ăsta vechi în tine, așa. După aia, când a fost a doua încercare, a fost foarte interesant că ai văzut că am apelat la doctorul Mindea, care a fost un om al lui Dumnezeu și eu cred foarte mult în ceea ce a făcut el acolo. Eu cred că dacă el, chiar dacă tumora s-a dezvoltat cea din exterior în afară, ea nu, eu cred că ea, cea dinăuntru, ea a fost anihilată și nu a spart osul efectiv, pentru că tu ai văzut că încă aveai coloană vertebrală și stăteai bine, adică nu erai ruptă de coloană și coloana nu s-a rupt, dacă se rupea coloana era nenorocirea de pe lume. Și ți-am spus faptul că el l-a spus, eu fac ca pentru copilul meu, copilul meu l-am în față și nu vreau să intru cu dalta și cu ciocanul în Teodora, acum să-i scot oasele. Ca asta se putea face și am făcut-o în America de sute de ori. Prima oară când a simțit pe Dumnezeu, a fost pe operație de la vină la mână, când m-am scurat fericită. După aia m-am pus în scaun și am făcut descare. Și n-am mai putut să fac ea chimioterapie. Da, da, și scarele au venit cu... Ne-am mai făcut chimioterapia. M-am pus iar în pat, că nu mai putem sta iar în scaun. După aia, faptul că ți-am spus că ai terminat cu bine școala. Faptul că am găsit medicații alternative, care totuși te lua durerile cu mâna la modul în care erau insuportabile. Știi că ți-o zis Viviana, nu? Că durerile care le-ai avut-o nu sunt umane, deci nu pot fi suportate din nimeni pe lumea asta. Și-o zis că lor le-a trebuit scris un cuvânt să-i motiveze și pe doctori și pe... Și pe pacienți, că ei n-au văzut așa ceva. Și-o doctorul Paia... Și doctorul Paia, cât dragoste au avut, a venit cu noi la aeroport și a vărsat lacrimi pentru tine. Ți-a prezentat Viena, mai ții minte? A luat-o, a,
A luat-o prin centru. O să mă duci la operă. O să duci la operă, nu? Sau la teatru. O să mergem la el, o să mergem la operă cu el. E directorul clinicii de chirurgie pentru de oncologie și chirurgie oncologică pentru copii. Nu e oncolog? Din AKH. El da. Nu știu. Păi tu ai fost internat a doua oară la AKH în secție de oncologie pediatrică. Prima dată ai fost pe chirurgie pediatrică când te opera la mână, a doua oară la oncologie pediatrică și el era director oncolog pediatru și foarte bun prieten cu Vin Hagar care te opera la mână. S-au chemat vreo 12-13 medici, nu știu cât au fost când s-au analizat ei dosarul și au spus că nu vor să intre acolo și știi deci, nu motivul pentru că nu au intrat. Ei au spus așa, noi am putea să operăm acolo, dar este foarte probabil să atingem nervul sciatic sau, nu că foarte probabil, 100% îl atingem și îl anihilăm ca să curățăm tumoră din piel. Și atunci, zice, dacă Teodora se poate vindeca prin alte metode, de ce să rămână fără picioare, fără nerv? Că nervul, dacă îl strânge tumora, după ce dispare tumora printr-un miracol, spuneau ei, nervul își revine la loc și reia funcțiile. Ori dacă noi intrăm cu bisturiu acolo, nervul, când îl curățăm, îl atingem, îl tăiem și atunci nu va mai putea merge niciodată. Deci, pentru motivul ăsta, noi nu vrem să ne băgăm acolo, pentru că există posibilități și miracole și am văzut cu ochii noștri când s-au vindecat și atunci, neumblând unii nu trebuie, noi am reușit să recuperăm nervul și să fie bine. Și ăsta a fost motivul pentru care, de fapt, nu te-a operat. Bine, medical au spus 6, sunt 0 medical. Dar el mi-a spus, doctorul Paia, ei nu spuneau de minuni, că, de fapt, ei spuneau de miracole, că așa, în limba engleză. Zice, dar eu am văzut și miracole, să știți. Și zice, Dumnezeu poate face orice. Și el cred că era catolic sau protestant, nu știu, dar mi-a spus că i-am povestit spre Teodora, soției mele, și ieri la biserică a prins o lumânare pentru ea și s-a rugat pentru ea. Și apoi când noi aveam cu ce merge la aeroport, dar el s-a oferit singur, zice, nu, zice, eu, e bucuria mea să merg să vă duc la aeroport. Și mi-a dus cu mașina, nu ai văzut. Și bucuria lui a fost nu să o ia pe centura Vienii ca să ajungă mai repede, ci să o ia chiar prin bricul târgului să-ți arăte opera. Cât ești, mai cât e în centru acolo, ai văzut toate care ți le-au arătat. Și apoi am venit acasă și a fost calvarul ăla cu... Când a presurat tumora în nervul sciatic, atunci au fost chinurile alea groaznice, când te așezai în pat cu mare, mare... Și... De așa ne-a plimbat Dumnezeu de la unul la altul. Mama finilor care s-au zbătut de ți-au adus medicamente de peste tot din lumea asta. Și plus Sfintele Liturghii care le-am făcut în Sfânta Biserică 40, Sfinte Liturghii și plus câte altele și Sfinte Masluri și unde le-am sfințit de peste tot, s-au adus și din Rusia și din Turcia, de la Maica Domnului, Aghiazmă, și de la Atos, și de la Ierusalim, din candelele Mântuitorului, de la mormântul Mântuitorului, unde le-am simțit. Și ai văzut că toată Grecia și părintele, maicile de la Kefalonia s-au rugat pentru tine, și Maica de la Catoxenia, unde este brâu Maicii Domnului, și... Câte și câte minuni. Și inimioara ta care a rezistat la așa presiuni și la așa... Ai văzut că simțeai uneori că cedează și că nu mai poți și atunci Dumnezeu ia, te întărea și te ridica. Foarte interesant cum a privit Dumnezeu și a fost alături de noi la toată... Puține oameni sunt aleși pe lumea asta să poată suferi atât și din suferință, să poată să scoale și să propovăduiască bucuria asta suferinței. Până și eu, de câteva ori, eu am avut așa, am clacat așa, am zis că gata, nu mai pot să fac nimic, nu mai rezist, nu mai pot nici fizic, nici psihic.
Și de atunci, Dumnezeu iar ne-a întărit și am plecat mai departe. Au fost câteva momente așa în care ne-am clătinat și noi. Pe alții, pentru păcatele mele. Cine știe câte păcate s-au șters, numai ale tale, atât de ce au fost ale tale. Cum spunea cineva, îmi spunea cineva, câte generații s-au spălat prin Teodora și pe sfârința ei. Da. Și buna cu bună aici a fost, dacă nu aveam pie, era iarăși neînchipuit. Și faptul că ai stat acasă, în mediul familial, cu frățiori, cu toți ceilalți, cu ce era un pat de spital unde rămâi acolo singur, mama nu mai putea veni cu tine, a fost însărcinată. Era greu când eram bine, cu toți frații. Lincuța, câte ce minuni de copil s-au născut cu câte nopți nedormite și câte era în pântecele mamei, câte zgomote, câte... Eu cât am urlat-o. Câte țipete și câte durere. S-au născut așa bine și sănătoase și cu binecuvântare a venit și ea. Plus de asta, faptul că tu mereu ai avut nădejde de asta, că ți-ai luat brechizite, ți-ai luat caiete, ți-ai luat cărți, ți-ai luat orarul, ți-ai luat costumații pentru școală, te-ai pregătit și te-ai gândit. Iarăși, erai gata și tu îți urmai cursul vieții ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Iarăși o minune așa. Eu am văzut copiii care s-au dus la Domnul, așa s-au stins, n-au mai avut niciun chef de nimic, de nici de viață, nici nimic, s-au dus așa, dar la tine totdeauna s-a văzut o verbă, tu când erai foarte puțin bine, atunci erai, tot înfloreai. Și mi-am dat seama, zic, totuși, ăsta e un lucru foarte bun care se întâmplă. Nu e nevoie numai de o credință, trebuie o credință nelimitată. Cum spunea un părinte, în credința ortodoxă trebuie să fii ori prunc, să nu înțelegi nimic și să te bucuri de toate, ceea ce este foarte greu și ajung numai sfinții ai mari, sau nebun. Dar ai nevoie, merg de cineva să sau, sau nebun. Nebun în Hristos, adică să pleci și să spune, nu mai este, ba nu mai este, după ei tu nu vezi că nu mai este nicio șansă, ba mai este. Există șansă, există, Dumnezeu face noi. Păi ăsta, uite, nu mai gândește, nu mai, el nu se uită în jur să vadă ce-i. De multe ori am spus, nu mai privim la tumore și la toate astea și la cum arată, ci gândul la Dumnezeu, că ai văzut Sfântul Apostol Petru când a mers pe apă. Doamne, zi-mi să vin la tine și i-a zis vină și a luat-o pe apă și când a început să vadă cum merge pe apă, dar în loc să se mai uite la Hristos, a uitat în jos la valuri și la toată învolburarea respectivă, atunci a început să se scufundă și atunci iar a privit la Hristos, Doamne, scapă-mă în ultima clipă. Și Dumnezeu l-a salvat, nu? S-a îndoit, l-a numit puțin credincios, nu odată. Pe doar din tot ta. De aia, noi dacă privim la ceea ce înseamnă analize medicale, ceea ce înseamnă opinii medicale, care au fost din începând din Israel, Turcia, Germania, Spania și America, fără nicio șansă, deci nu te-au primit efectiv în spital, domnule, nu ne mai complicăm. Noi dacă am privit numai la hârtiile astea și la ceea ce a spus ei, ne-am fi scufundat de mult, dar am luat ochii de acolo și am zis, Doamne, scapă-mă! Cu ultima strigare, cu ultima nădejde. Și atunci Dumnezeu venit și a pus mâna pe noi. Nu ne-a lăsat. Aici e toată taina. Aici e taina credinței. Să ajungi să-ți trăiești imposibilul, să trăiești nefirescul. Ai văzut cum a spus mama mereu. Mi-a plăcut cuvântul ăla, că Dumnezeu biruiește rânduiala firii. Rânduiala firii nu ai cum să reziști la așa ceva. N-ai văzut, nici durerea nu a fost firească, a fost suprafirească. Dar rezistența, nu am avut-o noi, ci am dat-o Hristos, am dat-o Harul Dumnezeu. Și ne-am gândit, ai văzut, ne-am gândit foarte pragmatic. Și dacă e să pleci dincolo, așa, am fost împăcați, am zis, Domnule, până la urmă, așa vrea Dumnezeu, va pleca dincolo și asta, dar uite că
totuși am avut nădejdea că nu o să vă... Deși vorbeam lucrurile astea foarte direct așa cu tine, simțeam că totuși lucrurile astea nu sunt. Nu sunt... nu sunt susținute așa, pentru că exact cum am văzut în Evanghelie, crezi că pot să fac sănătos? Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Noi am crezut că te faci sănătos, dar întotdeauna era foarte puțin necredință acolo, pentru că era limita aia umană, care noi acolo ne opream. Nu depășeam, nu puteam depăși. Iar bucuria cea mai mare e să aud din gura ta, pentru că boala a fost o binecuvântare la Dumnezeu și că fără ea n-ai fi fost ceea ce... N-ai fi putut avea mintea și cugetarea de acum, și gândurile de acum, și așezarea de acum, și... Nu am nici cunoscut așa Dumnezeu. Și frații tăi, să înveți ceva din lucrurile astea, văzând minunea asta, și tu vei avea rolul să-i îndrumi și pe ei și să le amintești mereu că, uite, cât de minunat a fost Domnul cu noi. Și scarele alea când ți-au apărut atunci și am chemat doctorii și s-au uitat și au văzut osul acolo la spate, la fundulețul sub două nouă. Deci în, la momentul de față în care corpul este dobărât de ceea ce e dobărât, este foarte greu să credem că va mai crește acolo și să va mai reface. Și au crescut carne efectiv la locul lor, s-au așezat toate la locul lor. Nu am văzut chiar gaura. Eu m-am uitat săptămâni după când se vindecase. Andreea a văzut osul acolo. Eu n-am putut să mă uit eu. Mama s-a văzut și ea. Mama a văzut și ea. Auzi că de hram era așa. Seara de hram, auzi când a venit la noi. Deci, plus de asta, au stat geamurile aici deschise pentru că avea nevoie mereu să ai aer și cutare și a fost căldură și... Curentul ăsta în care nu te-ai îmbolnăvit, nici urechi nu s-a îmbolnăvit, nici trupul, nu, n-ai răcit, n-ai... Iarăși o minune, Dumnezeu, că păi eu m-am simțit de multe ori rău în curentul ăsta și eu sunt învățat să stau. Eu sunt învățat să stau în fric și în ăstea și îmi place aerul mult și răcoarea și curentul, dar am avut momente în care corpul dădea semne că nu prea mai... Și tu să treci peste toate astea și bolnavă fiind și la... treci peste toate astea fără să te îmbolnăvești odată, când făceai chimioterapie numai din spital până la mașină, la mașină până în casă, gata, te duceam înapoi la spital, erai deja contactat, e răceală, curgea nasul, erai... Așa era mereu, dar cu nasul. Sistemul imunitar era la pământ, ori acum cât s-au întărit prin asta și cât e... Părintele Iustin, Pârvă și tot ce am avut aici de la maici și suntem moaște și unde lemnă sfințit de la candele și de la icoanele făcătoare minuni. Mirul de la Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, mirul care curge din racul de multe ori, am adus de acolo mir. Aghiasmă de la Sfântul Atanasie, cu zecile de kilograme ai băut în loc de apă aghiasmă și a fost o luptă pe viață și pe moarte, adică toate... Tot ce s-a putut face din, și tot harul Dumnezeu care l-am putut noi aduce aici, l-am invocat și l-am rugat pe Dumnezeu să ne trimită și să întărească pe cele slabi, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Harul Dumnezeu pe cele cu lipsă de plinește și pe cele slabi le întărește. Nu? Când sunt slab, atunci sunt tare, spunea Sfântul. Iar când îți este bine, să-i aminte să nu cazi. Sus, când ajungi sus, acolo poți să amețești. Și mai nădăjduim că Dumnezeu va lucra și va fi bine. Știi când m-ai întrebat să mai lupt? Tata, să mai trebuie să... Cum să nu luptăm? Trebuie să luptăm. Știi când mi-ai arătat că, uite, dacă vrei, poți să nu mai respiri deloc, că plămânii tăi nu mai vor să respiri singur. Și s-ai oprit și gata, s-a oprit respirația. Și am zis că luptă Teodora Costa, luptă să intre aer acolo să... Și așa a fost. Ce ai să spui tu
celor mai buni prieteni ai tăi și colegilor tăi. Nu știu, mă uit tare mult. Tare mult, nu? Da. Și ceea ce a fost iarăși un dar la Dumnezeu a fost atitudinea ta în fața morții, care nu a fost de disperare. Din contră, ai spus că dacă așa e vorba Dumnezeu, plec dincolo și cu asta încheiem. Dar uite că e o teamă așa pentru un copil care e cu cea de azi și adulți de multe ori și mor în desnădejde sau în hulin sau, da. Când mai îndrăm și voi, Doamne, vă vom mulțumi toată viața. Mulțumirea noastră să fii tot ceea ce trebuie înainte lui Dumnezeu. Asta e mulțumirea noastră, nu trebuie să... Să încerc. Nu e nevoie de cuvinte sau de... Și să înțelegi că a trăi este mai greu decât dacă mureai. Pentru că a trăi este responsabilitate foarte mare ca să nu pierzi acest har pe care l-ai primit prin suferință. Și că dacă mureai, te mântuiai că era cu una muceniciei și a bolii și așa, dar dacă Dumnezeu binevoie să trăiești, ai rămas dator la El mai mult decât datoria unui creștin normal. Dacă murea, era Dumnezeu dator la noi, într-un fel, să ne mângâie, să ne tărească, dar uite, acum suntem noi datori la Dumnezeu. Aici e problema cea mare. Și atunci, asta trebuie să gândești întotdeauna. Doamne, fă ca mintea mea să fie mintea Ta, să nu gândesc eu, tot să gândești în mine. Mâinile mele să nu fie mâinile mele, să fie mâinile Tale și tot ceea ce fac cu ele să fie ceea ce vrei Tu să faci în lumea aceasta. Picioarele mele să fie picioarele Tale și unde vrei Tu să umbli, acolo să umbli și eu în căile Tale. Mi-aduc aminte că ți-ai pus multe întrebări, de ce eu? Tata, de ce eu nu pot fi un copil normal, de ce nu sunt eu cum trebuie, de ce sunt eu bun la urmă? Acum ai găsit răspunsul la întrebarea asta, așa-i? Așa-i. Dumnezeu te-a ales până la urmă, deci vezi? Ai fost o aleasă a Domnului ca să suferi așa. Mă simt așa nevrednică, tată. Cum? Mă simt atât de nevrednică. Te simt nevrednică? Foarte. Mă atât mult. Asta înseamnă prezența Harului în noi, să știi. Că cât te apropii Dumnezeu este ca și cum te apropii de un munte. La depărtare ți se pare că le iei în palme. Că cât te apropii, cu atât muntele devine mai mare și devine mai impunător și devine și atunci și mai greu de urcat și te simți mic, mic, mic și neînsemnat. Sete. Un pic de aghiazme, așa sunt acolo. Poate că noi împreună am mai participat la alte înmormântări, fie că au fost părinți, fie că au fost în cadrul Vrătăriei Moinești și de fiecare dată când eram în locul dumneavoastră, în postura dumneavoastră de a sta alături de cel îndurerat, nu puteam imagina ce va însemna ca peste mine vreodată să vină o cruce așa de grea, încât să stau eu însumi la căpătâiul unui membru al familiei și mai ales al copilului mele. M-am întrebat anul acesta, care a fost un an teribil de greu, de ce Dumnezeu nu scurtează acest timp al suferinței Teodorei? Și răspunsul a fost acum la sfârșit. Pentru că vă spun că dacă Teodora sfârșea mai devreme, niciunul dintre noi, părinții sau frații sau ceilalți din prejur, nu eram atât de bine pregătiți pentru acest moment ca acum. Și atunci, bineînțeles că ați văzut, părinții au intrat în altar sau m-au salutat și i-am întâmpinat cu un zâmbet. Desigur că mulți vor zice, ăsta cred că a luat cannabisul care i-a rămas Teodorei sau în euforia asta, în oboseala asta. Nu este așa. Nu pot să plâng decât că
când îmi amintesc de suferințele Teodorei. Eu așa, cu fruntea luminată și descrețită, n-am văzut-o de luni multe de zile. Și acum, privind-o, nu am cum să nu fiu liniștit și împăcat că Teodora a reușit să-și descrecească această frunte și mai ales că sufletul ei, iată, nădăjduim la Dumnezeu că se va așeza acolo unde trebuie. Suferința Teodorei a fost cumplită. Vreau doar un detaliu să vă dau. Gândiți-vă că la un moment dat făceam rugăciuni la patul ei. Era momentul în care încă simțea picioarele și răsuflarea mea probabil că era cumva lovea în picioarele ei și mi-a zis tata, zice, te rog dacă poți să te dai un pic mai încolo că atunci când expiri aerul, zice, mă ustură picioarele foarte rău. Însă răsuflarea nu putea să... Și am zis, Teodora, zic, durerile acestea ale tale sunt ca și cum cineva ți-ar tăia cu un topor piciorul. Așa este, zice, tată, dacă cineva îți taie piciorul cu un topor, în primele secunde ai durerea aceasta pe care o am eu, după aceea amorțești și îți trece. Dar la mine este ca și cum cineva ar lua o beschie și ar freca nos câte un pic, câte un pic, din centimetru în centimetru. Atunci, cu siguranță, mi-am dat seama că este inimaginabil ceea ce poate să îndure. Desigur că medicina a fost și ea neputincioasă aici. Au administrat, mai ales Viena, mare spital cu doctori în managementul durerii, specializați în așa ceva, două nopți s-au chinuit să o stabilizeze și n-au reușit și mi-au spus, părinte, nu se poate. Este inuman ceea ce trăiește ea și, așa cum vă scriam și pe Facebook, au dorit medicii să le facă Teodora o compunere în care să le explice ce o motivează să reziste la astfel de dureri, pentru că, în mod normal, un om nu poate duce aceste dureri. Era vorba de anihilarea nervului sciatic care alimentează de la brân în jos picioarele și asta s-a retezat ușor-ușor de la tumor. Deci vă spuneam că dacă se întâmpla ca această mormântare să fi fost mai devreme, noi nu eram pregătiți pentru așa ceva și mă gândeam că la un astfel de moment aș fi putut să clachez. Iată că Dumnezeu, acum am înțeles de ce a îngăduit să vedem suferința aceasta a Teodorei și să o trăim zi de zi până în momentul acesta. La un moment dat mi-a zis, tată, dacă vrei și dacă vreau, eu pot să mor și acum. Pentru că plămânii mei fac un efort teribil ca să respir și dacă vreau să mă opresc din respirație și mi-a făcut o demonstrație. A făcut o pauză și atunci nu se mai mișcau plămânii deloc. Zice, uite, vezi, dacă nu mai vreau să respir, nu mă mai chinui să respir, nu mai respir deloc. Și am zis, Teodora, haide să luptăm până când va hotărâ Dumnezeu ceasul acesta. Și atunci mi-a zis, eu voi lupta cu o singură condiție, să nu mai pleci pe lângă mine. Din momentul acela, nici mâncarea pe care o mâncam, nu aveam voie să o mănânc în bucătărie. Trebuia mâncarea să fie adusă lângă patul ei și acolo mâncam și stăteam zi și noapte lângă patul ei. Și mi-a zis, tu ești bula mea de aer, dacă stai lângă mine, voi trăi, dacă vei pleca, atunci voi muri. Și așa a îngăduit Dumnezeu ca în ultimele 3 săptămâni să se pregătească pentru acest moment într-un mod foarte, foarte fin și foarte sublim, aș putea spune. În primul rând că dorea întotdeauna să nu ne deranjeze. Dacă noaptea avea dureri suportabile, la modul în care să nu strige, să nu țipe, nu ne trezea. Și dimineața o întrebam, Teodora, ai dormit? Zice, n-am dormit nicio secundă. Și zice, de ce nu m-ai trezit? Zice, dormeai atât de frumos încât nu mi-am permis să-ți stric somnul. Și atunci mi-am dat seama că faptul acesta era dovada prezenței lui Dumnezeu în ea, pentru că ea avea mai mare grijă de părinți, de frați, de ceilalți, decât de ea însă și o durea sufletul mai mult pentru noi. De asemenea, m-am și scris, încet, încet a început să se pregătească. Mergea pe amândouă planurile la fel de bine. Se pregătea și de școală, și-a cumpărat rechizite, și-a luat orarul, și-a făcut costumația de prima zi de școală, ca și cum ar fi fost un om care începea cu siguranță școala. Dar pe de altă parte, s-a pregătit și de acest moment foarte, foarte atent, încât a discutat mai întâi cu mama ei locul unde să fie îngropată
și au convenit la dorința Teodorei să fie montat la mănăstirea Palatin, acolo unde ea mergea fiecare vară. Și ce credeți că făcea acolo? Îngrijea de bătrânii mănăstirii cu Maica Pantelimona, doctorița azilului de bătrâni. Mi-a zis tata, sâmbătă, înainte să plece la Domnul, mi-a zis, mi-a spus, tată, zice, am discutat cu mama despre locurile mormântării și dacă nu te superi, uite, noi am hotărât să mergem la Palatin să fim îngropat acolo. Dacă să-mi spui că nu vreau să, dacă vrei neapărat să fiu aici lângă tine la șesturi, și am zis, Teodora, nu contează locul unde vei fi îngropată, că Hristos te va învia cu trupul de oriunde. Important e ca sufletul tău să ajungă acolo unde trebuie. Și mi-a spus, Maica Pantelimona mi-a spus că toți cei care sunt înmormântați în cimitirul mănăstirii sunt pomeniți zilnic la Sfânta Liturghie. Și știu că tu nu poți sluji Sfânta Liturghie zilnic de acum înainte. Acolo voi fi pomenită cu siguranță. După care, mai încoace, m-am scris acolo și am împărțit fiecărui frățior din lucrurile ei, le-a ținut un cuvânt la fiecare. I-a spus frățiorului mai mare, Alexandru, zice, să nu fii șmecher, mă, că șmecherii nu se mântuiesc. Zice, să fii credincios și să te rogi. Când vezi ce lumea asta, zice, suntem, mai ne plecăm. Da, și câteva cuvinte și nouă și a pregătit acest moment încât, vă spun sincer, în momentul în care, deci sâmbătă noaptea, mi-a cerut să o țin de mână toată noaptea, duminică dimineața, la ora 10, a intrat într-o convulsie, așa a fost cât de cât resuscitată de cei de la salvare, adică resuscitat în ideea că au aspirat-o un pic, că nu puteau să-i facă mare lucru, și a revenit, fără să mai deschidă ochii, și a întrebat-o medicul de pe salvare, un doctor care, așa a vrut Dumnezeu, domnul doctor Hiru, care a ajutat-o în prima ei operație la Viena. O știa pe Teodora, tot istoricul, tot. Și a întrebat-o, Teodora, vrei să mai mergi? Și se punea problema dacă mai era nevoie să semnăm pentru a rămâne acasă sau pentru a pleca la un spital, un spital care era, de fapt, mai Iașul. Avea o oncologie pediatrică. Și Teodora a dat din cap că nu, după care noi pe lângă ea, acolo, făceam tot felul de... Și a spus, lăsați-mă, lăsați-mă, astea au fost ultimele cuvinte. După care a plecat ambulanța, am început la 11:30 taina Sfântului Maslu. După prima Evanghelie s-a început prima rugăciune și atunci Teodora a început să respire ce în ce mai rar, din ce în ce mai rar. Era culcată pe partea dreaptă, cum stătea de multe săptămâni de zile. Am văzut că a început din ochiul stâng să-i curgă lacrimi și după aceea inima a încetat să-i mai bată. E sigur că, fiind atât de... își dorea foarte mult să plece la Domnul. Îmi spunea tată, zice, fă-mi rugăciunea de plecare. Teodora, zic, rugăciunea de ieșire a sufletului nu se citește la bolnavii care sunt încă conștienți. Acolo este o rugăciune și un canon care se face la cei care stau în comă multe vreme. Eu nu pot să ți-o fac ție, nu fac la enoriaș, nu știu dacă ei. Din timp în timp îmi spunea, oare nu mai putea să te rogi să plec la Domnul? Și spuneam, eu pot să mă rog ca Dumnezeu să hotărască ceasul acesta să-ți fie mai ușor, dar nu pot cere sufletul tău. Mă întreba de multe ori, cum este, tată, ce ai citit din ce ai citit, cum este atunci când este sufletul din om? Și spuneam, pentru oamenii, unii pentru păcătoși, este groază și durere. Pentru alții care au fost oameni lui Dumnezeu, este multă liniște și se face cu pace și cu bucurie, din ce am citit. Și așa Teodora a trecut la cele veșnice, încredințându-ne că Duhul lui Dumnezeu a fost în ea. Interviul despre care vorbea, interviul, nu a fost un interviu, a fost o discuție în care Teodora a început să spună niște lucruri așa mai interesante și eu am înregistrat-o, nu mă lăsa să o înregistrez, nici să o filmez, nici să o fotografiez, decât foarte rar, și am înregistrat-o cumva pe ascuns pentru că nu mă lăsa și acolo când am întrebat-o ce înseamnă pentru tine suferința, ea mi-a răspuns că bucurie. Și da, să știi că nu bucurie din asta care o știm noi, altfel de bucurie.
Mi-a zis că în prima fază, după ce a scăpat de primul pas al operației, să știi, tata zice, n-am fost ceea ce trebuia să fiu. Dar acum, după a doua încercare, zice, nu mai sunt același om care am fost odată. Și nădăjdea Dumnezeu să mă pot schimba. Aveau grijă să mulțumească celor care au ajutat-o. Mereu veneau vești despre oameni, zeci, sute de oameni care au ajutat-o. De pomenit, nu știu dacă a fost cineva pomenit în bisericile noastre, în România, în Anglia, în Ierusalim, la toate lavrele mari de acolo, în Grecia și așa mai departe. Și atunci mi-a spus că nu știu cum voi putea mulțumi atâtor oameni vreodată în viața mea. Atâta rugăciune și-au făcut pentru mine. Și am zis, Teodora, vei putea mulțumi făcând și tu același lucru, rugându-te pentru ei. Atât am vrut să vă spun așa în mare câteva lucruri ca să vedeți de ce eu nu pot fi trist la modul în care să cad într-o depresie sau... Și nu pot să plâng pentru că o văd atât de destinsă, v-am spus, n-am văzut-o atât așa de luminată și de destinsă de luni de zile. Că îi spuneam, Teodora, zic, să-ți fac un pic de masaj așa, ca să mă descrețești fruntea. Zice, dacă nu stau încordată și nu mă concentrez la fiecare durere și țeapă care mă ia, zice, nu pot să rezist. De aia trebuie să stau tot timpul încrâncenat. Și atunci, iată că pentru mine este... o nădejde că acum nu-i mai este rău. Era un egoism să tot forțăm nota ca Teodora să trăiască în momentul în care ea nu mai dorea și dorea să plece la Domnul. Bineînțeles că în acel interviu mi-a spus că se simte foarte păcătoasă și că a văzut mila lui Dumnezeu și părintele va povesti de acea întâmplare. Părintele de la Sihla a venit de fapt cu o filmare acelui peisaj de care vorbise ea cu o seară înainte și i-a prezentat-o șoferul părintelui Stareț. Deci ea seara a spus, când am fost la mănăstire, am văzut un peisaj frumos acolo dimineața, voi dormeați, eu m-am dus pe cerdac și am văzut brazii aia de la Sihla cu... Mi-e așa dor de mănăstirea aia, cu ceața aia, cu tot. Și dimineața a venit părintele Stareț, fără să știm, atât ne-a sunat că va ajunge la noi, dacă putem să-l primim să facă rugăciune. Șoferul i-a scos telefonul și i-a spus, Teodora, am ceva pentru tine. Și când i-a dat play, era acea imagine filmată în acea dimineață de părintele Calestrat, șoferul părintele Stareț. A fost o minune pentru mine, știind că seara i-aș dori atât de mult să revadă acel peisaj. Și i-a spus părintele Stareț așa, Teodora, zice, e frumos la Sihla, dar să știi că e mai frumos în Împărăția lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că părintele a avut cumva așa un duh de la Dumnezeu să înțelegem că ea va pleca la Domnul. Am început prin acest cuvânt ca să înțelegeți un pic așezarea noastră sufletească care avem aceste momente. Mă simt, privind la simțile voastre și la frățile voastre, m-aș băga în pământ până în iad, știind cât ați ajutat acest copil. Vreau, Părinte Protopop, să mulțumiți în al preasfințitului Ioachim. A fost o mare mângâiere să-l vedem la căpătâiul Teodorei facând o rugăciune pentru copilul care se afla în boală. Atunci Preasfințitul a prins-o pe Teodora într-o perioadă în care era foarte slăbită, dar încă mai zâmbea. În schimb, era foarte, foarte slăbit, n-a putut comunica prea mult. Mai târziu și-a dat ea seama și a spus la Preasfințitul, cred că s-a supărat că n-am putut să răspund la întrebări așa cum trebuie. Avea o singură poziție în care putea sta. Dacă o mișcai un pic, era nenorocire. Și a stat atât de încordată și atât de ca să nu cumva să facă în fața noaprea simțitului vreo mișcare greșită. Aș vrea să mulțumesc și eu personal când va veni, dar pentru Protopop să mulțumesc din suflet, pentru că și ajutorul financiar pe care l-a dat a făcut posibil ca Teodora să ajungă la spitalele acestea bune, în care să se ușoreze practic suferința și să-i dea totdeauna o nădejde, că tot fiecare pas era o mică nădejde, până când, iată, ne-a așezat Dumnezeu sufletește să înțelegem că minunea mare n-ar fi fost minunea mare vindecarea ei, cât este minunea mare că, iată, suntem bine după moartea ei. Asta este cea mai mare minune pentru noi. Mi-am dat seama târziu, atunci ne rugam la icoane, Doamne, poate, nu știu ce, dar acum am dat seama, de fapt, că minunea pe care a făcut-o Dumnezeu nu era vindecarea Teodorei. Și am spus-o și ei. Dacă te vindeci,
este un mare pericol pentru noi, pentru că la aceste înălțimi la care ai ajuns acum prin suferință, nu vei mai ajunge dacă trăiești. Te va lua viața, te va lua valul, vom face noi bine, vom merge, vom drege, dar aceste înălțimi la care ai ajuns acum sunt foarte greu de atins. Și va trebui să fim foarte, foarte, foarte atenți dacă vei trăi. Iar dacă vei muri, dacă Dumnezeu va rămâne dator la noi să ne mângâie, dacă vei trăi, vom rămâne noi dator la Dumnezeu peste datoria pe care o are fiecare creștin. De aceea, întâlnind și uitându-mă la fiecare părinte care a dat din obolul lui sau a participat cumva și nu mai spun rugăciune pe care le-ați făcut, mă simt mic și nevrednic și m-am spus, nu am cuvinte să vă mulțumesc și sper că Teodora de acolo de sus va putea pomeni acele sute și sute și sute de nume acelor care au ajutat și au contribuit la alinarea suferinței ei. De aceea vă mulțumesc din suflet și dacă puteți, v-aș ruga să o pomenim în continuare așa cum este bine în biserica noastră, pentru că noi avem nădejde că i-a ajuns la locul frumos și bun, dar o pomenim în continuare și rog pe Bunul Dumnezeu să ne întărească să înțelegem că de fapt Teodora, prin plecarea ei, m-a responsabilizat maxim. Vă puteți să închipui dumneavoastră, eu n-aș putea în viața aceasta să mai zic despre un lucru că este greu. Pentru că am văzut la acest copil că a depășit ceea ce poate mintea omenească și trupul omenesc să ducă. Și pentru mine nu mai este greutate în lumea aceasta, pentru mine nu mai există cruce în lumea aceasta, pentru că ea a luat o cruce pe care ne-a spus asta este, de va veni orice, aici este moartea, este sfârșitul și mai ales că la moarte nădăjduiesc că are cine m-a așteptat dincolo. Și atunci nici moartea, nici necazurile pentru noi au dispărut. De asta este atâta nădejde și așezare, pentru că ne-a arătat că se poate. Și ne-a responsabilizat. Vă dați seama că la orice pas pe care îl fac pe pământ, la orice gând pe care îl gândesc pe pământ, Teodor este acolo sus și dacă oamenii nu ne văd și nu mă văd în ceea ce fac sau gândesc uneori, Teodora știu că mă vede și mă simte și va trebui să nu fac de rușine în împărăția lui Dumnezeu, ci să se bucure că cei care au rămas pe pământ așa sunt responsabili de ceea ce fac și de mântuirea lor. Bunul Dumnezeu să ne întărească pe toți și nădăjduim că Teodora, dacă va binevoi Dumnezeu să o așeze acolo unde noi credem că se va duce, să facă o mică rugăciune și pentru noi. Vă mulțumesc din suflet! Să facem aceasta, să te ierte pe tine, vină duhovnicească Teodora, de tot ce ai greșit în viață cu voie sau fără de voie. Aduce bunurile și în vecii vecinilor. Amin. Că Tu ești învierea și viața și odihna, adormite roabei tale, Teodora, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață păcătorului tău tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubiește! Doamne, iubiește! Doamne, iubiește! Preacu Cerce, Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu ale Sfinților, slăviților, întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfinților, preafioșilor, părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi via din morți, sufletul adormite roabe sale, Teodora mutată de la noi, în corpurile Sfinților să-L așeze, 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 să-L
oameni, iubitori. Fericită adormire, veșnică odihnă, Doamne, robe tale, Teodora, cu Dumnezeu și la dormit, Doamne, veșnică, povenire. Un bun și de oameni iubitori.